Dar vreau să vă mai spun o chestie. Apropo de pișaci, așa. Eu, când eram mică, și mai ales în clasele 1-4, eu nu puteam să fac la baie. Nu mă opream în a face... De ce? Pentru că odată am căzut în WC cu curul și mi-a rămas... Să ai genoflexiunii, măi, cădea tot timpul. Nu aveam mușchi dezvoltați. Când stăteam ca astronaut, am căzut. Da. Și nu era cel mai curat clean, că se spăla odată la două zile, adică să nu vă închipuiți că era... Odată la două zile e mult. E foarte bine. E foarte, da, foarte, da, e, mirosea și a dezinfectat și a pișat. Era la Casa Albă sau ceva. Era central acolo, în ea și... Na. Ideea este că eu nu, de când căzusem acolo și după asta este că m-am învânat și nu puteam să mă ridic, strigam ajutor. Eu pusesem în timpul orei că eram șmecheră, că mă duceam la baie, știi? Și nu puteam să scăp de acolo, mă simțeam răpită, am început să țip, nu venea nimeni, mi-era frig, mi-era rău. Până la urmă am ieșit, aveam o lingură din aia de încălțător. De acolo. Și în fiecare episod auzim plinși de muște lingură de încălțător. Lingura de încălțător e o chestie nouă asta. Da. De atunci am prins frică de WC-ul. De-aia mă pișam există tot timpul la uliță. Există care au frică de câini, de pisici, da, de șerpi. Mamă, oameni când care au vă WC-ul ăla că se uită așa la mine, s-a terminat. Tot timpul pare că e... Vine să mă cac în gura lui, știi? Să mă cac în el. Dar nu, de ce... Mie, de asta și pentru că am căzut în WC și crede-mă că a fost un moment, bă, nu puteam să ies de acolo, și strigam ajutor, și nimic. Bun, după aia am fost mai rar, am rărit-o cu WC-ul. Mă țineam la mine și la un moment dat. Dar era vorba de WC-ul public sau WC-ul de acasă? WC-ul de la școală. Ah, ok. Deci era și folosit. Și m-am ținut pe mine, m-am ținut ca lumea și la un moment dat băuse multă apă. Era o zi din aia cu foame mare și când aveam foame mare, băgam apă. Că aveam țâșnitoarea aia, era moca. Și când ne-a pus doamna învățătoare câte doi, și avea ea ceva să treacă clasa A, ca după aia clasa B să treacă și ea și după aia clasa C. În ordine alfabetică. În ordine alfabetică și noi, băi frate, a trecut tau, nu mai puteam. Deci mă făceam bine. A trecut B-ul, muream, deci eram eu cu colega mea, bă, și când a strigat ce, m-am zis, mamă, ce eliberare, m-am pișat pe mine. Când ai auzit ce, ce călduț am simțit aici pe craci frumos. Wow! Deci o eliberare, s-a făcut băltoacă, dacă și eu vaca am băut ca vaca. Bă, și-a făcut o băltoacă mare, cât a cuprins 4 de câte 2. 8 oameni, era un fel de mini-lac. Și atunci când am văzut că așa, și eu, șmecher, am început să dau în spate, știi? Să dau mai spate. Ei, da, cu piciorul. Da, să dau în spate ca să... Ca văcuța. Da. Am dat în spate pișatul și eu m-am dus puțin mai în față și eram așa. Și odată vine învățătoare, ce s-a întâmplat aici, copii? De ce mi-a luat aurin? Când încolo era copii din spate. Băi, ne-ai simțit? Și-a luat la palme. Dar voi vă pișați pe voi! Și m-am pișat. Deci te-ai pișat pe tine pe ei. De asta e un pic, tu aveai și rochii sau pantaloni? Pantaloni. Dar aveam și pantaloni, dar și deasupra roche. Pentru că aveam blugi. Și nu se vedea că e... Nu se vedea, că acoperea uniforma națională. Da.